Cu toate că ninsorile se lasă așteptate, autoritățile municipale spun că sunt gata să intervină la dezăpezirea străzilor și combaterea poleiului. În total vor fi antrenate peste 60 de unități de tehnică. Noutatea este că în acest an munca muncitorilor de la Exdrupo va fi ușurată. Anterior, muncitorii de la Exdrupo împrășteau pe trotuare materialul antiderapant cu gălețile, astfel că acesta nu era presurat uniform. Iar acum, datorită acestui dispozitiv, vor fi acoperite mai bine suprafețele. Mecanismul la sărăriță este următorul. Încărcăm sarea, regulăm de la mânier, de la necesitatea cât dorim să varsă sarea și ne deplasăm. Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare este pregătită, în caz de poli sau ninsoare, să intervină cu peste 60 de mijloace de tehnică. Dacă în 2018-2019 avem 20-25 de utilaje pentru intervenție, spunem așa, funcționale la moment, noi avem mai mult de 60. Au fost anul acesta achiziționate lopeți, perii, cauciucuri, acumulatoare. Totodată se completează și stocurile de material antiderapant. Cantitatea de sare pentru intervenție urmează să fie de aproximativ 1400 de tone. Material antiderapant avem preconizat 2200 de tone pentru acest sezon, eventual în funcție de cum vor fi condițiile meteo, dacă va fi necesar, va mai fi achiziționat, dar după toate calculele noastre, utilajele sunt, materialul de derapant este, atunci suntem pregătiți pentru dezăpezire. Potrivit meteorologilor, de Crăciunul pe stil nou nu vor cădea precipitații, dar s-ar putea să ningă de revelion. Mai mult în noaptea dintre ani am putea avea și un cod galben de ninsoare.